Salutare! Hop, mama! Oh, gata, stați așa să dau cutia asta jos ca să ne vedem bine. Am primit un cadou de la Carpaten Premium Angus. Și în același timp o provocare de a găti cu caturi premium. Mai pe românește, diferite bucăți de carne de înaltă calitate. Am zis să împărtășesc cu voi acest moment, așa că hai să vedem ce avem în cutiile astea, că mor de curiozitate aici. Ta-dam! Să fac loc prima dată, să vedem cum le împrăști. Ia, asta mare la urmă. Asta nu e așa grea, dar îmi imaginez ce-i acolo, cred. Sper să fie ce vreau eu să fie. Ia. Asta are și numele meu pe ea. Știți vorba aia, numele deștepților pe toate cutiile. Nu, vorba de gard sau, eu știu, gata, hai să revenim la ale noastre. Am aici un cutter, unde tai, uite aici tai, să nu, care cumva să tai vreo bucată de carne. Ia să desfacem frumușel, mă, mie deja îmi plouă în gură când mă gândesc la ce friptură o să fac. Ia, prima bucată de carne. Black Angus, capac de vită. Punem aici deoparte. Să trecem la următorul pachet. Ce avem aici? Ceafă Black Angus. Wow, ia uitați-vă la bucata asta. Cât e de marmorată. Deja mi-a venit o idee cum să o gătesc. Așa, ce mai avem? Carne tocată. Wow, cât de bine arată și asta. Punem aici la grămadă și oho, wow, cowboy steak. Uitați-vă la bucățica asta, cum arată. De fapt, ce bucățică? Bucată! He. Mamă, cât de marmorată e și asta. Wow! Ia, să o punem aici deoparte. Am terminat cu o cutie. La revedere! Trecem la următoarea. Ce să vezi? Și asta are numele meu pe ea. Nu, n-au greșit adresa. Desfacem frumos, ușurel, să nu cumva să tăiem ceva pe aici, vreun pachet. Gata, ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Încă o bucată de cowboy steak. Încă o bucată de cowboy steak. Wow! Deci, îmi plouă în gură și încă nu m-am apucat de gătit în continuare. Oho, un mușchiuleț frumușel. Cât are? 1 kg 230. Oho, mama, câte porții o să iasă și din ăsta. Lăsăm și pe asta deoparte. Încă un pachet cu carne tocată. Oho, vai de capul, câtă carne am aici. Ia, ce mai avem aici? Iarăși încă un capac de vită. Cât de bine arată și ăsta. Oho, nebunie. Ia, am mai scăpat de o cutie. Punem frumos aici. Cu ce să mai începem? Hop, așa să nu dărâmăm ceva. Hai cu asta să vedem ce avem și aici. Todom, todom. Ia, să vedem. Hop, așa că nu e așa. Parcă ziceau băieții ăștia ceva de condimente de la Fuchs. V6 barbecue. Ia să vedem ce avem în cutiuță. Tadam, tadam, tadam. Condimente pentru grătar. Condiment pentru marinare uscată. Și mai am ceva aici. Oho, sare afumată. Wow. Ia uitați-vă câte pliculețe am aici. Asta, ia să desfacem repede un pliculeț, că oricum o să folosim. Mamă, cât de bine miroase. Ia să vedem. Să și gustăm. Și plus că sunt mai multe nebunii pe aici. Ia uitați-vă la. Mă, ce gust are. Puțin picantă. Perfectă. Da, să o pun aici deoparte. Mai am aici și câteva sticluțe cu sosuri. Ia să vedem. Sos iute la demaraj. Hai că, uitare, îți marfă denumirile. Sos iute cu denivelări. Și asta ce avem aici? Sos dulce la viteza a 6-a. Mai avem ceva? Mai avem încă o, mamă, încă 3 sticle cu sos. Ăsta, o, sos de usturoi turat bine. Frumușel și ăsta aici. Le aranjăm. Ce avem ăsta? Sos cu extra scârț. Original pentru grătar. Punem și pe ăsta frumos aici. Oho, și sos mexican cu aprindere rapidă, cu jalapeno. Ăsta cred că îmi place cel mai mult. Abia aștept să-l încerc. Ia, am mai terminat o cutie. O să facem și puțin loc pe masă, pentru că mai avem de scos câte ceva. Ia, condimentele și toate sticluțele le dăm așa frumos într-o parte. Tot dăm, tot dăm. Am umplut masa de
cărnuri și de condimente. Și momentul adevărului, să văd dacă am nimerit-o. Ușurel, aici ar trebui să fie, vă spun, seu de vită. Ia, tădăm, tădăm. Cu toate că are și eticheta pe aici pe undeva. Nici nu m-am uitat, le-am luat așa în grabă. EU vită, cred că doar EU se vede, cred că seu. Ia, hai că am avut dreptate. Mama. Ia, la revedere și tu, să nu mă împiedic de cutia asta. Ia, uitați-vă cât seu mi-au trimis băieții ăștia. Oh, oh. Am ceva de gătit. O parte o să o topesc și o parte la congelator pentru zile negre. Nu se știe. Eu am aici o selecție din cele 3 pachete concepute pentru sărbători de Carpate în Premium Angus. Pentru Crăciun mai exact. Dar dacă stai să te gândești puțin la câte kilograme de carne ai în pachetele alea, sigur îți mai rămâne ceva și pentru Revelion. Pentru mai multe detalii intrați pe premiumangus.ro. Oricum o să vă las și link în descriere ca să vă fie mai ușor. Astea fiind spuse, ce să vă mai zic? Stați cu ochii pe canalul meu de YouTube, pe pagina de Instagram, de Facebook. Stați cu ochii și pe pagina de Facebook Carpate în Premium Angus, pentru că va urma un concurs cât de curând. Eu deocamdată vă spun la revedere, am treabă. Trebuie să mă gândesc cu ce încep. Bye, bye!